Bine ați revenit la mobilisimo.ro, tableta este Allview Speed City, suntem aici să vă prezentăm un joc pe acest device. Este vorba despre un joc Top Gear, oficial chiar, Top Gear Stunt School Revolution. Îl are pe Stig, are logo-ul oficial, BBC, Top Gear, muzica în Top Gear. Tot ce lipsește este trioul de prezentatori amuzanți, în rest are de toate, în special cascadorii. Acest joc ocupă 83 de mega în memoria tabletei, este gratuit. Și este, din câte știu eu, singurul joc oficial Top Gear pe care îl găsiți în Google Play Store. El nu se axează pe simulatoare, teste de mașini sau altele, se axează pe cascadorii nebune, cu mașini și mai nebune. Hai să vedem câteva din aceste mașini și câteva dintre provocările pe care le avem de înfruntat în acest joc. Auziți și melodia din background specifică Top Gear. Observați că avem aici moneda acestui joc, dacă pot să spun așa. Sunt niște piulițe pe care le cheltuiți pentru a face upgrade-uri la mașini, puncte de experiență pe care le câștigați și dolari virtuali. Hai să începem să jucăm un astfel de nivel. Aveți foarte multe provocări și nivele. La un moment o să zburați deasupra marelui canion cu o vacă lipită de mașină. Zburați peste un pod. Atașați o rachetă la o rulotă. Aici trebuie să sărim deasupra unui canion cu o mașinuță britanică. Observați, avem buton pentru accelerație în partea dreaptă și imediat lângă el butonul de frână. Idealul ar fi să nu vă ciocniți, altfel nu treceți nivelul. Fiecare nivel are un anumit număr de încercări care sunt văzute drept permise. Idealul este să terminați nivelul fără a epuiza toate permisele. Veți mai primi și unele bonus, deoarece este Crăciunul la urma urmei. Mare atenție la controlul prin înclinarea tabletei, deoarece puteți zbura în prăpastie imediat. Jocul e destul de greu, după cum vă dați seama. Și din nou am pățit-o, hai să încercăm o altă provocare. Hai să mergem și în garaj, să vedem ce mașini avem. Iată automobile disponibile, putem să facem un upgrade. Putem să cumpărăm o altă mașină, iată. Aici avem și opțiuni pentru motor. Apoi vin opțiunile pentru roți, apoi vin pentru frână, pe care le deblocăm ceva mai încolo. În fine, hai să vedem și alte cascadorii. Iată, în zona Mor avem Stig Trials, celebrul Stig este și el aici. Una dintre ele este o probă de Crăciun, aveți o mașină, un muscle car echipat ca o Sania lui Moș Crăciun și trebuie să luați cât mai multe cadouri până la linia de finish, fără să alunecați prea rău. Știți probabil că în emisiunea Top Gear sunt tot felul de provocări ridicole și cascadorii. Ei bine, iată, un muscle car devenit Sania lui Moș Crăciun. Jocul are o grafică drăguță, e totuși un joc de 80 de mega. Nu avem pretenții prea mari de la el, mașina alunecă evident foarte rău, pe zăpadă, foarte greu de controlat și am reușit să luăm câteva cadouri, dar nu destule. Veți deveni rapid frustrat de acest joc, deoarece unele provocări sunt chiar absurde. Cele de la început, să zic primele 10, sunt ușoare, dar când ajungeți ceva mai încolo, cam cum am ajuns noi, vă veți ciocni imediat și vă va enerva câte o provocare de acest gen. Hai să mai încercăm o dată cu mașina lui Moș Crăciun. Am mai luat un cadou. Ideal este să nici nu se termine timpul până ajunge la linia de finish. Și iată, am fost la limită de această dată cu cadourile. Hai să mai încercăm o altă cascadorie. Controlul se bazează încă o dată pe înclinarea device-ului și aici avem un buton de frână și un de accelerație. Stig Trials. Hai să încercăm pe acea cu rulota. La un moment dat va fi atașat mașinii un motor de avion cu reacție și veți avea un buton în această zonă, o să vedeți imediat. O altă probă destul de grea, trebuie să aveți nervii tari și să fiți dispuși să încercați de mai multe ori același nivel. Iată o rulotă uriașă cu un motor cu reacție și trebuie să zburăm peste un pod. Doar Top Gear se putea gândi la așa ceva. Și să vedem dacă vom reuși să zburăm fără să ne ciocnim de pod. E destul de greu. Hai să mai încercăm o dată. Sunt curios ce se întâmplă când rămânem fără permise. Nu mi se întâmplă niciodată până acum.
să rămână acest joc fără permise. Și cred că o să zburăm peste pod de această dată sau nu. Și o ultimă încercare. Probabil v-ați dat și voi seama că jocul e destul de greu și uneori chiar frustrant. Hai să încercăm să apăsăm mai târziu pe motorul cu reacție. Ei bine, acum am zburat în sfârșit peste pod. Vedem New York în zare, dar tot n-a reușit. Ok, hai să mai încercăm o altă probă, eventual aceea cu vaca, deoarece e destul de amuzant. Stick Trials. Aveți și o opțiune, după cum am văzut mai devreme, de a vedea colecția voastră de mașini, mașini sport, utility, compacte. Apoi avem un joc de roata norocului, unde se oprește roata, câștigați diferite premii. Și mai încercăm un Stick Trial. Hai să vedem ce altele mai sunt disponibile. Un salt peste Marele Canyon. Sună bine. Dacă sunteți fan Top Gear, jocul este destul de distractiv. Și iată o mașină cu steagul american pe ea. Găsiți și informații despre motor. Și hai să încercăm și această probă cu Marele Canyon. E vorba de o rampă de lansare și mașina zboară peste golul de sub ea. Grafica nu e rea la acest joc. Este mai degrabă un joc arcade decât un simulator. Încă o dată avem un motor de avion atașat mașinii. Și am distrus-o chiar înainte să ajungem la rampă. Și nu mai avem nici permise. Aici intervine Stig, care ne permite să mai cumpărăm niște permise și să jucăm din nou. Hai să încercăm să o luăm curba bine această dată. Și iată rampa de lansare, ne apropiem de Marele Canyon. Și tot n-a fost de ajuns. Probele sunt foarte, foarte grele, trebuie să faceți mulți metri. Jocul este Top Gear Stunt School Revolution, testat pe Allview Speed City. Îi dăm nota 8,5 din 10, pentru că este un joc bun pentru fanii Top Gear, dar este foarte, foarte greu și va fi greu să treceți peste anumite obstacole. Cam atât de la mobilisimo.ro, tableta este Allview Speed City și revenim cu un review cât de curând. La revedere!